cum arată un profesor modern, ne va relata în continuare experta în educație, Zinaida Soroceanu, care este alături de noi. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața! Noi, începând cu data de 27 august 1991, suntem într-un veșnic proces de adaptare, de schimbare, de inovație și cu siguranță pe umerii dascălilor a fost o responsabilitate foarte mare. Am reușit în timp să ajungem la acel dascăl modern? Depinde, pentru că dascăli sunt, ca și în toate, absolut profesiile, sunt de toată mâna, știi? Așa. Și sunt care, într-adevăr, s-au adaptat foarte ușor și au găsit, pur și simplu, pârghii de, și de disciplinare pe alocuri și cum să introducă materiile noi sau să fie suficient de flexibil în situațiile în care intervin, de exemplu, da? Dar sunt alții care sunt suficient de conservatiști și au păstrat aceeași atitudine și același algoritm de interacțiune cu copiii, fix așa cum era și până în perioada care tu ai pomenit-o. Așa. Păi bine, dar asta înseamnă că generațiile noi sau copiii de astăzi sunt tupeiști pe alocuri, sunt prea libertini sau profesorii se închisesc să devină mai modern? Unde e de fapt problema? Cred că și acolo și acolo. Așa. Dacă să luăm tendințele în educație, da, că da, și eu trebuie să fiu la curent cu ele și am trecut și eu prin sistem și atunci când am fost și ca elevă și ca studentă care trebuia să fac practica în școală și după asta o perioadă de timp am făcut pauză și iarăși am revenit. Deci eu am observat, uite așa, o chestie, da? Că copiii, ei și evident înainte erau cumva și disciplinați, dar și poziția vis-a-vis de profesor și statutul profesorului era diferit. Pentru că dacă să luăm înainte cum era un profesor, deci el avea un statut indispensabil, da? Care nu era discutat, care, să zicem, în perioada când na, eu eram frumoasă și tânără, așa că v-a rămas mai frumoasă, da? Deci era diferit, pentru că dacă profesorul spunea ceva, asta era ultima instanță, nici nu era vorba că să mai testez ceva sau să mai ai replici. Era o autoritate. Da, absolut. Și asta era generat de sistem până la urmă, pentru că așa funcționa sistemul și să lucrezi profesor era o cinste și era de mândrie. Da? În care, de exemplu, chiar și același statut a profesorului acum, la moment, nu mai este ceea ce a fost. Și dacă, să zicem, profesorul putea să consume cu zel autoritatea pe care o are el și să se comporte autoritar în momentul în care, să zicem, ceva nu reușește, realiile de astăzi ne spun nouă că autoritatea de acum trebuie să o câștigi, că nu este drept un statut și trebuie să te, ca și cum să câștigi încrederea copiilor și deschiderea copiilor, nu pur și simplu că tu ai stat în fața copiilor și ei de acum trebuie să te asculte. Și asta generează probleme, pentru că în momentul în care tu de acum nu mai funcționează frica, de exemplu, nu mai funcționează, să zicem chiar și același șantaj, da, că acum să te spun părinților sau ceva de tipul ăsta, deci trebuie să găsești alte pârghii de a influența procesul ăsta de educație. Da? Și în mare parte, deci dacă vorbim, problema cea mai mare este disciplina și motivația copiilor. Și în momentul ăsta, dacă profesorul, să zicem, nu are o comunicare foarte bună cu elevii, deci el n-are cum să gestioneze toate procesele. Aici intervine un paradox, doamna Soroceanu. Da. Zic eu, în calitate de părinte, ne bucurăm că avem parte de niște copii mult mai emancipați. Avem copii ce au dreptul la replică, știu să-și apere drepturile. Iar asta înseamnă că ei își dobândesc independența de la o vârstă mai fragedă. Și asta e bine. De cealaltă parte, nu ne place că ei subminează autoritatea pedagogilor și aici trebuie să găsim acel mijloc de aur. Cum și ce poate face un profesor modern? Cum arată acesta? Cum reușește să stabilească relațiile astea de parteneriat? Știi, dacă să spunem niște reguli din astea de bază, cum ar trebui să, ce ar trebui să facă profesorul ca să fie tot ok, deci în primul rând, chiar și în ce a spus și profesorul anterior din video, da? Că trebuie foarte mult să iubești copiii.
Deci în ziua de azi trebuie să iubești copiii, indiferent că, cum ei nu sunt. Dar dragostea asta față de copii nu trebuie să manifeste în ceea că noi suntem permisivi sau închidem ochii la anumite chestii, da? Dar anume prin ceea că toate acțiunile noastre sunt ghidate pentru beneficiul copilului și eu îl iubesc așa cum el este, nu încerc să-l schimb. Dar ceea ce am vrut să spun și mai întrerup, dar am să revin. Nu, e în regulă. Deci, dacă noi să luăm profesorul din ziua de azi, eu vreau să spun că la momentul de față el este într-o situație foarte, foarte delicată. Pentru că, să zicem, în mare parte, deci chiar și ceea cum se manifestă copiii, și am vorbit cu mai mulți profesori, ei se tem de ceea ce fac copiii în mare parte. Da? Și frica asta față de cum o să fie interpretate acțiunile lui, da? Pentru că acum foarte mulți vehiculează și dreptul copilului și nu pot să-l pui la punct și nu poți să-i pui o notă negativă pentru că starea lui emoțională lasă de dorit și ținând cont dacă ei acum sunt timpuri noi și părintele ce poate să spună, da? Sunt foarte multe riscuri și atunci profesorul anume din anumite frici care le are, da? În situația care este acum, deci se exagerează la anumite chestii, da? Și nu putem să-i blamăm, nu putem să-i judecăm pentru că situația este așa, da? Este o situație incertă în care în permanență vin tehnici noi, metodici noi, curriculum nou, da? Și în permanență se schimbă și materialele cu care ei pot, de exemplu, să lucreze. Adică să spunem că ei sunt de vină și numai ei, deci nu chiar așa. Situația în care este acum un pedagog, deci lasă de dorit. Și atunci, iată, vulnerabilitatea asta pedagogului, da, face ca în sistem lucrurile să nu meargă atât de bine. Și atunci copilul, de exemplu, să zicem, nu este disciplinat, nu sunt setate limite și părintele vine, de exemplu, cu a lui chestiuță, da? Că copilul meu nu știu cum acolo, că tu nu i-ai atras atenție și așa mai departe. Deci asta foarte mult frustrează. Și în contextul de azi, deci tu, afară de ceea că trebuie să iubești meseria care o faci, să iubești copiii foarte mult, trebuie să te adaptezi la circumstanțele astea, adică să nu dai în bară prin ceea că te-ai uitat strâmb sau nu știu ce ai făcut, că imediat poți să fii tras la lege, trebuie să fii foarte rațional. Și raționamentul ăsta în care, de exemplu, un profesor accesează un copil sau în genere interacționează cu el, el trebuie să fie maxim corect. Deci în momentul în care, să zicem, un profesor nu este corect, deci e o situație destul de delicată pentru el. Și atât, riscurile astea, deci, și eu înțeleg de ce, de exemplu, tânăra generație acum preferă să nu meargă în sistem, da? Și foarte mulți profesori abandonează meseria. Și lucrurile astea noi trebuie să le știm. Deci, de ziua profesorilor, chiar vreau să ridic întrebările astea, pentru că, eu nu știu, acum, să zicem, eu mă bucur că nu sunt în sistem și am o anumită libertate, da? Dar lucrurile, ca și cum ar trebui să pui la agenda zilei și să se rezolve, pentru că dacă, de exemplu, noi nu permitem profesorului și nu-i dăm pârghii de disciplinare real și să poată seteze limite, deci educația practic este imposibilă. Și disciplina și motivația, astea sunt probleme care sunt acum. Deci tu nu poți să-l motivezi cu o notă, tu nu poți să-l motivezi cu altceva, deci tu trebuie să găsești să fii foarte inventiv. Foarte limitat. Da, dar și se optează pentru prea multe jocuri, de exemplu, prea multe chestii din astea care sunt recreaționale, pentru că de altfel, în ziua de azi, da, după gadgeturi, e foarte greu să captezi atenția copilului. Și atunci, un profesor care este suficient de flexibil, care el încearcă să fie în ton cu vremea, se instruiește, se autoinstruiește în mare parte, pentru că, na, iarăși, noi trebuie să vorbim de... Nu are alternativă. Nu are alternativă. Deci atunci el are șanse să se descurce. Un profesor care este suficient de rigid și își consumă autoritatea cu zel și își impune autoritar anumite chestii, deci el ești evident că tot timpul o să aibă probleme în... Așa. E totuși foarte îmbucurător faptul că mulți pedagogi din Republica Moldova reușesc să ajungă la inimile copiilor și să interacționeze autoritar, dar în același timp cu maxim respect și dragoste. Dar foarte bine punctat, dacă e să avem grijă de confortul psihoemoțional al copiilor, poate ar trebui să ne îngrijim și de condițiile în care lucrează pedagogii și le fie și lor oferit o libertate în care să își exercite meseria. Da, dar ei și în mare parte știi, au ardere profesională. Deci vorbind cu ei și lucrând cu ei,
ei foarte activ. Deci am observat că marea majoritate din ei au ardere profesională. Deci arderea asta profesională e și despre aceea că mai degrabă față de ei sunt o mulțime de pretenții decât cineva să vină să le spună un cuvânt de bine. Știi? Dar oricum, îmbucurător faptul că oricum, știi cum măsor eu un profesor este bun sau nu? Ce spune el despre copiii în ziua de azi? Și dacă eu îl întreb și spun, cum sunt copiii în ziua de azi? Și el spune, mamă, sunt cu un călvar, deci eu știu că de acum. Dar dacă el îmi spune că, tu știi, din an în an sunt mai buni și eu pur și simplu îi ador, pentru mine profesorul ăsta, eu știu că de acum are șanse foarte mari să ajungă la inima copiilor și în clasă să fie așa cum trebuie totul. Foarte frumos acest barometru. Bine de implementat și de aflat într-adevăr ce părere au pedagogii despre fiecare generație în parte care vine cu particularități. Mulțumim din toată inima pentru prezență. Felicitări, știu că este o zi foarte importantă pentru dumneavoastră. Mersi. Și sunteți partea acestui sistem vast. Indirect, da. Așa, mulțumim tare frumos și vă mai așteptăm cu mare drag cu alte subiecte, pentru că știți, avem noi acolo o listă imensă cu subiecte care vrem să le abordăm. Cu mare drag.